Sunt două tabere acum în Partidul Național Liberal? Nu. Partidul Național Liberal are o singură tabără. Numai că noi, spre deosebire de cei de la PSD, suntem un partid viu în care ne exprimăm, discutăm. Sigur, vor fi mai mulți competitori la Congresul Partidului Național pentru funcția de președinte a partidului, dar asta nu înseamnă că suntem tabere. Adică eu nu sunt nici în tabăra lui Ludovic Orban, nu sunt nici în tabăra lui Rareș Bogdan. Sunt în tabăra Partidului Național Liberal. Nu, de regulă, aceste candidatori se anunță undeva cu o lună, două, înainte de congresul propriu-zis. Sigur, până atunci se formează echipele care candidează, se umblă pe la conferințele județene. Dar uite că domnul Ludovic Orban a anunțat săptămâna trecută, da, cu 6 luni înainte. E bine, poate s-a cam grăbit, dar e bine. S-a cam grăbit, spuneți dumneavoastră? Nu știu, zic poate. O să-l susțineți la congres? Are votul dumneavoastră? Mă mai gândesc, va trebui să mă convingă. Până acum, vă repet, dacă va ține cont de observații și dacă putem îndrepta lucrurile, n-am nicio problemă. Dacă nu va ține cont de ceea ce mai spunem și noi din organizațiile care aducem plus valoare Partidului Național Liberal, drumurile noastre se vor despărți.